geamul tău ușor. Întreaga veselie, dulce țovada. Sunt așa de neserios încât să-mi închipui că gluma asta în trei acte are dreptul să mă preocupe? Când în fiecare an 30 de oameni scriu la Paris, la Viena și la Londra 30 de comedii cel puțin la fel de agreabile? Nu, nu. E timpul să redevin serios. Dar nu am bani. Nu știu dacă până la anul vom avea război sau revoluție. Nu știu dacă la anul un autor evreu își va mai putea juca vreo piesă. Iată trei rațiuni care m-ar îndemna să mă grăbesc. Au fost lipite primele afișe. Acum sunt în tot orașul la fiecare pas. Am luat și eu două afișe, unul să-l trimit mamei la Paris, altul să-l păstrez. L-am fixat pe perete cu pioneze și mă uit la el copilărește. Și pe urmă am făcut tot cu voie bună o altă prostie de același gen. M-am dus la fotograf ca să fac o poză pentru caietul program. Ai fost azi după amiază la repetiție? Da. Totul mi s-a părut stupid. Cum apasă oamenii ăștia. În fiecare replică pun 1000 de intenții și gesturi. Am impresia că fac cu ochiul spre mine, spre sala goală, spre suflor, luându-ne martor la tot ce se întâmplă. Nici o naturalețe, nici o convingere, nici un pic de adevăr. Aparatele de radio retransmit chiar în momentul ăsta discursul lui Hitler de la Nuremberg. Și într-o astfel de zi vrei să iau în serios o piesă de teatru? Ieri la repetiție, singurul act care a mers a fost, spre uluirea tuturor, desigur, actul al treilea, în care niciunul dintre ei n-a vrut să aibă încredere la lectură. În schimb, actul întâi și doi, jucate strident, exterior, continuu fals. Iar intrarea lui Fotino, inacceptabilă. Să nu se poate juca o scenă de comedie decât trăgândă ea? 4 septembrie 1938, în timpul de azi, prima reclamă care apare pentru premiera, Teatrul Comedia, miercuri, 14 septembrie 1938, deschiderea stagiunii de iarnă, Jocul de vacanță de Mihail Sebastian, cu Leni Kahler, George Vraca, Mișu Fotino și V. Maximilian. Cabotinii ăștia mă sperie. Când mă gândesc că se numesc artiști, mă întreb cum de nu-i sperie ironia termenului. Am avut impresia că sunt în mijlocul unui echipaj de derută. Fiecare vrea să se salveze pe el. Cadă piesa, prăpădească-se spectacolul, dar el să aibă succes, el să fie bine, el să aibă aplauze. În trei acte, mi se pare că n-a fost replică pe care să n-o simt falsă. Ar fi trebuit replică cu replică să le dau tonul just, să restabilesc intenția. Ar fi trebuit să înjur, să urlu, să ameninț, să-i repet, să risc orice, să mă cer dacă e nevoie pentru totdeauna, cu fiecare dintre actori și cu toți la oaltă dacă e nevoie. Cu Sică, cu suflorul, cu mașinistul, cu toată lumea. Și poate că numai așa aș reuși să restabilesc piesa și să o apăr. Dar merită. Am eu atâta încredere în piesă ca să o apăr. O să fie un succes! O să fie un succes! Dar sunt numai 2 zile până la premieră și nimeni nu e sigur pe rol și nimeni nu știe cum să se îmbrace și nimeni nu știe când să intre, când să iasă, când să vorbească și când să tacă. Repetiția de aseară a fost mult mai bună. Ne-am întors spre casă târziu, aproape de 3. Ți-a plăcut cum am jucat? Ai jucat atât de frumos, ai fost atât de simplă, atât de sincer emoționată în jocul tău, încât aveam pentru tine o tandrețe redeșteptată, parcă din primele timpuri ale dragostei mele pentru tine. Sică exulta. E o piesă asta, domnule! Da, da, e o piesă! Va trece cu siguranță granița! O să o traducem în franțuzește!
L-am pus să repete de câteva ori teribilele elogii, ceea ce desigur nu l-a împiedicat totuși ca în caz de insucces să mă înjure pe toate drumurile. Parcă l-a avut. Ce m-a pus, domnule, să mă curc cu intelectuali ăștia? Sunt cu o oră înainte de premieră. Acum nu mai rămâne decât să aștept. Mare succes! Foarte mare succes! Zeci de ridicări de cortină, atmosferă caldă și vibrantă în sală! Eu am fost la cinematograf. Am văzut un film și am venit spre sfârșit la timp pentru a mai simți vie atmosfera de sărbătoare, de satisfacție. Zeci de felicitări! Sunt desigur mulțumit, dar nu cred că mi-a pierdut capul. Sărbătorim în stilul caracteristic. Cutreierăm singuri pe străzile Bucureștiului interbelic, ținându-ne de mână în fața unui afiș unde numele noastre erau tipărite unul lângă altul. Și l-admirăm ca doi îndrăgostiți care se privesc pentru prima dată ochii în ochi. Cronicile, viitorul, semnalul continuă să fie bune. Aseară s-a jucat cu casa închisă, după ce s-au vândut toate locurile suplimentare posibile. La matinee, încasări de 30.000, seara peste 60.000. Domnul Mihail Sebastian n-ar fi putut găsi pentru rolul Corinei o interpretă mai adecvată decât Leni Kahler. Cronicile de azi sunt copleșitoare. Ionel Dumitrescu, în curentul, Carantino în România, scriu cu un entuziasm, cu o prietenie, un elan care mă umplește. Nu mă așteptam în niciun caz la o astfel de primire. Până și în Universul este o cronică elogioasă. Până acum niciun cuvânt de adversitate, de nicăieri. Într-un fel e neliniștitor. Neamul românesc, porunca vremii, frontul, care ar fi trebuit să mă atace cu violență, cum au făcut-o și în trecut. Da, cel puțin deocamdată. Să fie tăcerea impusă de un succes prea mare pentru a putea fi contestat? Să fie dimpotrivă tăcerea care precedă și pregătește o răbuvnire? Forța de radiere a teatrului. Am scris 5 cărți și niciodată n-am avut sentimentul ăsta de a fi pus în legătură directă cu publicul. De a fi ajuns până la el, de a-l fi preocupat, de a-l fi emoționat. A fost de ajuns să am o premieră la teatru pentru ca deodată să se stârnească un întreg curent de curiozitate, de nerăbdare, de simpatie. Primesc 10 de telefoane, 10 de mesaje din locurile cele mai surprinzătoare, cele mai neașteptate. Rețeta de aseară! 32.000 de lei! Se pare că totul e neobișnuit. O sală frumoasă, neînghesuită, care asculta frumos. Aproape un public de concert. Se râdea mai puțin, se surâdea. Aveam pe alocuri impresia că sunt la o sală de ședință de muzică de cameră. Dar e timpul să mă liberez de teatru. E în sfârșit timpul să mă întorc la lucrurile serioase. Din ceas în ceas poate izbucni războiul. Ziarul Timpul anunță ultimele reprezentații. Ce trist lucru, o piesă care se apropie de sfârșit. Ce trist lucru, o piesă care se apropie de sfârșit. De bine de rău, piesa se va mai juca săptămâna aceasta, dar cariera ei, așa cum se zice la teatru, e terminată. Duminică seara a fost ultimul spectacol. Sâmbătă seara, la penultima reprezentație, am asistat la întreg spectacolul. Fragmente din fiecare act am mai văzut din când în când, după cum se întâmpla să trec pe la teatru, ieșind de la cinematograf sau trecând să te văd pe tine. Dar piesa, de la început până la sfârșit, n-am văzut-o decât de 2 ori. M-am obișnuit cu ea. Și acum mi-e aproape imposibil să o mai judec. La început, deosebirile dintre ce visam eu și ce realizau ei pe scenă erau crispante. Pe urmă, încetul cu încetul, gesturile lor, chiar când erau greșite, intonațiile lor,
chiar când erau false, s-au substituit vocilor pe care mi le imaginasem eu scriind. Aș fi vrut uneori să protestez. Aș fi vrut să impun piesa pe care am scris-o eu în locul celei pe care mi-au jucat-o ei. Dar nu aveam convingerea că merită. Mai ții minte de putul tău ca dramaturg? De la prima noastră întâlnire ne-am văzut foarte des, mereu. Eram amândoi de aceeași vârstă și ne-am legat cu o tandră prietenie. Eu citeam cu fervoare articolele, novelele, romanele, tot ce scriai. Eram îndrăgostită de scrisul tău, iar tu veneai la toate piesele în care juca. Cum scriam și cronică dramatică, vedeam și toate spectacolele bucureștene. Iar când ne întâlneam, ceea ce se întâmpla aproape zilnic, comentam cu pasiune activitatea noastră, ne lăudam, dar ne și criticam pe toate tonurile. De multe ori seara se termina printr-o violentă ceartă, în care juram că nu o să ne mai vedem niciodată. Dar a doua seară te așteptam la ieșirea din teatru și ne împăcam, bineînțeles, până la viitoarea controversă. Vorbeai cu aprindere despre teatru. Era de altfel subiectul nostru preferat, pe care eu, ca orice actor, îl puteam discuta ore întregi. Dar tonul, modul în care vorbeai despre teatru, mă irita, mă scotea din sărite și provoca una dintre frecventele noastre certuri. Eu mi-adoram meseria. Trăiam pentru și prin teatru. Iar eu aveam un fel baciocoritor, ironic de a vorbi despre genul teatral, despre literatura dramatică, numind teatrul un gen minor al artei. Într-o seară, cât de bine mi-amintesc acea seară, ne-am întâlnit ca de obicei după spectacol la Bodega Mircea. Bodega frecventată mai ales de actori, pentru că era una dintre puținele deschise până noaptea. În acea seară, remarcile mele, ironia ușor disprețuitoare cu care vorbeam despre piese, despre teatru, te-au înfuriat mai mult decât oricând. Și neputându-te stăpâni, m-ai înfruntat, m-ai provocat. Dacă a scrie teatru este, după părerea ta, treaba cea mai ușoară, apucă-te să scrii și tu. Să vedem dacă reușești, dacă ești în stare. Pariez că în mai puțin de o lună îți aduc o piesă? O piesă în 3 ani de gata? Să te văd, dar nu cred. Pariez? Sigur că pariez. Ne-am despărțit. Eu, mulțumită și convinsă că vei pierde pariul. Eu, zâmbind ironic. Ah, cât mă înfuria acel zâmbet al tău. Într-o lună îți aduc o piesă. O bucată de vreme. N-am mai auzit nimic despre tine. Preocupată cum eram cu teatru, cu repetițiile, cu viața mea plină, bogată de atunci, am și uitat de pariu. De altfel, luasem toată povestea cu piesa tu, cu pariul, drept o glumă copilărească. După o lună de zile mă chem la telefon. Ai pierdut pariul. Piesa mea este gata. Când vin să-ți o citesc? Continuam să cred că glumești, că vrei să mă necăjești. Mă întrebam, cum putea cineva care n-a scris niciodată piese de teatru să scrie într-o lună o piesă? A doua zi însă, spre uimirea mea, te văd venind cu manuscrisul la subțioară. Eu tot mai credeam într-o farsă. Am pus manuscrisul pe masă, privindu-te cu un ușor zâmbet și am început să o citesc. Lectura piesei m-a fascinat. M-a cucerit. M-a cucerit începând chiar de la titlu. Jocul de vacanță. Era în titlul ăsta și fericire și nostalgie. Desigur, piesa nu avea o construcție dramatică perfectă, dar era scrisă cu o delicată sensibilitate. Personajele desenate cu precizie, ideea nouă și fermecătoare, iar dialogul plin de poezie și umor era încântător. Dovedeai încă de la început că ai un real, autentic talent de autor dramatic, pe care l-ai dăruit din plin în piesele pe care le-ai scris mai târziu. Exaltată de frumusețea piesei, de rolul scris pentru mine, ardeam de dorință, de nerăbdare să o joc cât mai repede, pentru că simțeam, intuiam în ea o calitate deosebită, o delicatețe, o finețe cuceritoare. Eram atunci angajată la Teatrul Comedia, pe care îl conducea Sica Alexandrescu.
A fost și el ca și mine încântat, înflăcărat la citirea piesei tale și fără să stea mult pe gânduri, a primit-o și a început imediat repetițiile. A fost un gest curajos din partea unui director de teatru particular de a pune în scenă, de a înscrie în repertoriul teatrului piesa unui tânăr necunoscut ca dramaturg, într-o vreme în care literatura dramatică originală era foarte puțin apreciată. Teatrul își asuma riscul unui insucces. Sica Alexandrescu însă a îmbrățișat ideea cu căldură. A distribuit actorii celebri ai teatrului pe care îl conducea. Pe tine, pe Vraca, Maximilian, Mișu Fotinou, Marcel Andielescu. A făcut regia piesei cu atenție, reliefând cu talent și înțelegere toate nuanțele textului. În timpul repetițiilor am avut mult de furcă cu tine, care dintre toți interpreții, tocmai de mine erai nemulțumit. După fiecare repetiție, în timp ce mă conduceai acasă, îmi făceai critici aspre, pe care, după nesfârșite discuții, le primeam cu greutate. Rolul era scris pentru mine, pe calitățile și temperamentul meu. În șelenele dragoste pe care le aveai cu Vraca, nu erai destul de caldă, feminină. Eram cu adevărat îndrăgostită de Vraca. Așa că sentimentele eroinei din piese erau redate cu o reală sinceritate. Această mărturisire a mea te-a scos din fire. Era poate gelozie? Acest argument e fals și neartistic. De data asta nu m-am supărat pe tine. Era piesa ta și deci tu aveai dreptate. Așa că am urmat toate indicațiile pe care mi le-ai dat. Veneam la repetiții regulat, urmărind cu atenție din fundul sării tot ce se petrecea pe scenă. Și cred că până la urmă ai fost mulțumit atât de regia lui Sică, cât și de jocul actorilor. Eu repetam cu o reală plăcere și bucurie. Iubeam piesa, iubeam rolul meu și doream fierbinte ca această piesă, care era debutul tău în teatru, să aibă succes. Prietenia noastră avea acum legături mai adânci. Nu mai existau între noi motive de ceartă. Nu mai eram interpreta unui gen minor de artă, deoarece scrisese și tu o piesă și deci făceai acum parte din acel așa zis gen minor. Adevărul era că aveam o mare pasiune pentru teatru. După jocul de vacanță, Steaua fără nume și Ultima oră, ai fost consacrat ca unul dintre cei mai valoroși autori dramatici români dintre cele două războaie mondiale. Eram mândră și nu mi-ascundeam satisfacția de a fi fost alături la începutul frumoasei tale cariere. Legătura dintre noi depășea granițele prieteniei. Erai prima femeie pe care o invitam acasă. Nu-mi puteam opri un elan de tandrețe. Te dezbrăcam, te culcam. Te lăsam să mormâi sub plapumă, ca o pisică la căldură. Și coboram să iau prăjituri de la Nestor. Ce bine era să știu că lăsasem sus în camera mea o femeie tânără, care mă aștepta. Ne iubim. Ne-am spus-o.